Salutare, prietenași, bine v-am găsit la un nou video de pe canalul Aga Family. După cum v-am spus, azi să încercăm să vorbim despre TikTok, iarăși puțin și despre Igariuk. Când e că ta Igorașa nostru, el ca atare nu-i un băiet așa de rău când te uiți după videourile lui. Dacă ne știi că el face live. Acum o să intrăm pe TikTok și o să vorbim despre și conținuturile azi pățănașul nostru, Igoraș. Așa că nu uita să dai un like, să te abonezi la canalul ăsta și scrii în comentarii ce vrei să vezi pe acest canal. Aici a apărut și băițașul nostru, Igoraș. Când te uita așa la dâns, tu n-ai dacă el e un om agresiv, tu n-ai dacă e un om rău. Dați-ne uităm puțin, așa și faci om. Parcă se berberie, știi? În taz, glavna că tazul e de-asta, savietski. Mititielul, uite. Vreo 3-4 minute numai să berberie. Dar știți care e picolul? Că când te uiți la Igor, când, amoia el trăiește la Chișinău, dar înainte când trăie la sat, ți-ți pare că el trăie prin timpul și la anii 2000-2002 undeva, 90-i gada, știi? Yeah, bu, dar și eu a fost asta. Oi, spuneți încă omul ăsta nu-i cadru, e ca sincer, spuneți-mi că omul ăsta nu-i cadru. Ba, îmblă și s-ascunde prin păduri cu drona, ba, printr-o parte, ba, prin alta. Una plânge, blea. Țâpul jurăcânești. Și iobnă-te, blea. Ea e bu. Păcat că el vorbește foarte multe prostii în video-urile lui, dar să sperăm ca să schimbe asta. Mă gândesc să o trag în bieci. Da, voi. Hai, Gine, nu ai văzut sănător? Stau leacă. Stau leacă. Stai, dar nu poți. Păi, dar cine e asta? Știi cineva cine e asta? Eu nu știu cine e asta. Ia uitați, Igor și cu Transformerul nostru. Dar eu nu trăiesc încă pe mine. Eu sunt la oraș. Focui. Nu-i vașu, câtă lume ia că e aici, apohă, eu te găsesc nu numai la Cărpinin, dar și în Belarusia. Rău, rău de tot. Ia de Igor s-a mutat la Chișinău cu fetișoarele. Dar știți care e cel mai mare pricol? Că el tot așa, dar dacă e chică șleafca din cap, apar examenul cu tăca, ia uitați-vă. Hai Igor, pentru tine! Dar ce-a fost asta? Stop, 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 paparații! Op, puțin mai înainte! Op, încă, încă, tata Igor! Opa! Killerul, zăcu! Hai Igoraș, hai Igoraș! Și-o pățit Igoraș, e chica șleapca! Igoraș, așa un savet pentru tine, decât ți-ai luat bicicleta și ea cu 2000 de euro, du-te cu 2000 de euro în tur și-aș fă-ți păr ciotchi și să faci și să și cel mai curtoi din Chișinău, fără biciclet. Ei, și atât e clar, fetele, sărmanele, tinerile, frumușele vor să haipanească și ele o lecuțică de popularitate. Și mă rog, l-o găsit pe Igariuk în personaj. Anda de Rafaelo! Iuhu! Ai descoperit America azi! Da, puteți dai seama că măcta se pricepe la Rafaelo și zic că ori la bomboane sneakers, ori la Rafaelo, măcta se dezmicește tare între astea. Cum cai pinoplast, da. Pinoplast cum șor, îți place pinoplast, așa-i? Mai multe. La dânsul sunt numai live-uri și live-urile astea sunt făcute screen video de altcineva, nu de el, și scopiate din toate prostiile care se întâmplă la dâns pe live. Simplu. Navigație cumpărat dronă, băi.
Hai că Igor e aici, ne aprinești peste nas. Da. Mai gândiți, spune aici, fortăcica asta. Fortăcica? Dar și din lista se cheamă fortăcica să știi. Dacă ceva de pierde. Încă să te cu botul pe o parte, îți vede fortăcica. Ia și, a, tu și din parte fortăcica. Băi, tu n-ai idee, dar ai dronă. Igor, ce înseamnă asta? Tu umbli cu skate-ul cel 2000 de euro prin Chișinău fără fortăcica. Igor s-a apucat de cacit, Ian. M-am cacit și eu când eram tânăr, ea. 2, 3. Tapci serioși, serioși de tot tapci, dacă sincer. 5, 6, 7. Preciz că după asta vreo două zile o stat la pat. 9, 10, Igor, bravo. Oi, caruci, omul ăsta faci content. Vrei tu, nu vrei? El nu faci videouri, dar contentul lui, el îl faci pe live-uri. El atrage audiență. Ce se întâmplă? Intriga asta. Ce se întâmplă în următorul live? Aș svopsească, aș pui în capa stond lăsă, aș schimbi apartamentul, aș vând motocicla. Nu știi. Tu intri pe live la dânsul și tu nu știi la ce te aștepți. Și vreți voi, nu vreți, dar asta este divertisment. Atunci când așa care caută un live sau caută un video să uite, este atras să uite în continuare. Asta se cheamă divertisment. Înseamnă că la oameni le place asta. Și mulți zic că nu donați lui Igor, nu donați lui ăsta, nu donați lui ăsta. Oameni buni, băieți. În primul rând, fiecare faci și vrei cu banii lui. Da, ar fi mai bine ca banii ăștia să-i doneze la o casă de bătrâni. Cu siguranță, ar fi mai bine asta, da. Dar el își primește salariul. Alții poate n-au prieteni, alții poate stau numai în casă, poate stau numai cu telefonul în mână și pentru ei asta e ultima, e unica distracție, unii ei pot înveseli, zâmbi și așa mai departe și ei sunt în stare să transmită 100 de lei, 200 de lei unei persoane doar ca să facă o poruncă care el o vrea și care el să fie fericit. Dar ce ai de cost? Oi, dar omul are ochii frumoși. Prost? Dar nu că e prost, că ești deștept el, dar are și ochii frumoși. De tot, amu, eu înțeleg eu, deși toți transvestiții ăștia se atrag de dânsul, că uitați-vă și ochișori frumoși are. Și toți ăștia, toți transformeri ăștia se atrag de privirea lui cu ceritoare. Chiar dacă n-are două ferestruși și două măsele, dar e că atrage omul privirile. Răzbat-o care ruși, nu poți mări prin păduri, să mă duc cu dronă, îți dau drum la dronă și am de costă. Mă ascult pe mine, tu asta ești acolo, gol, eu dau tot ce vrei tu și tot. Înțelegi? Ați înțeles? Că eu ca tare n-aș vrea să trăi în tuca asta. Sper că ați înțeles. Până aici ați înțeles tot. Mergi mai departe. Eu sunt fată educată. De unde e? Tot ce sunt cu voi. Ca și mine. El e de familie educată. Eu sunt de familie educată. Așa că nu se poate să vorbim prostii, truc, frumos. Fașa dar și am spus. Dar e ca e video ăsta, au rupt el toate trendurile. Cât? Hai, Goraș! Uiși lui este, dacă sincer. It's my life. Nici nu dai cum a fost căsătorit și are o fată și femeie au avut și așa și mai puțin cu... Catadara, sfeta, da-ta-ta-ta-ta-ta. Igor, ascult atent, le place sau vă place, nu vă place, oameni buni, aista e entertaining, aista e content. Rău, bun, dar aista e contentul care atrage privitorul, atrage omul pe live să uite, să stăie, să doneze. Vă place, nu vă place, asta e realitatea. Că tu intri pe live și te plângi cât e de greu și nu știu acolo, nu e interesant la nimeni. Lumea vrea adrenalină, lumea vrea să râdă, lumea vrea să sunte ghini pe live. Dacă... doi oameni din Republica Moldova, și Bucătar și Igor, fac prostii pe live, la lume le place, între, înseamnă că asta e și e și oamenii vor să vadă, da? Știu că mulți dintre voi nu donați, nu donați, dar asta este, fiecare face ce vrea, cum vrea și asta și e și se cere în Republica Moldova pe live. Nu poți intri tu acolo să zici poezia lui Mihai Eminescu, că la nimeni n-a să-i și interesant și nimeni n-a să uite la tine.
Capiez ei la mine, îți faci un sex și să-i dau 20 de cusoași. Și predlajenia de la voi. Capiez, eu cu 20 de cusoași treci la Moldova, vă dau 3 vieți, mă tine. Când v-ați uitat, sincer, astea-s video toate copiate de pe life-ul lui. Când a intrat, sincer, pe best tiktokerul său, unde are 122.000 de urmăritori, și a intrat și te uita atent la video-ul lui, ți-ar părie că omul e destul de adecvat, că ba faci și ceva cu șlangul, un vânt, apa, cum... Na. Nu vorghești prostii, nu vorghești prostii, pune aburi în pahar, scoate omul... Super calm și liniștit, puteți intrați pe pagina lui și vedeți asta. Parcă ar face un content foarte, foarte bun, dar când intrăm pe live și când vedem battle-urile și toate live-urile care le face el, atunci părerea puțin se schimbă. N-avem și fașii, trebuie să-l acceptăm așa cum este, vă place, nu vă place. Cam atât au fost video de azi, eu v-am pupat și ne vedem data viitoare cu un nou video de pe canalul AGA Family. Scrie în comentariu ce vrei să vezi pe canalul ăsta, eu îți urez o zi bună, pași afară și dă like.